Mihai. Bucur să vim aici alături de tine. Dacă ne permiți să vin, am venit să te felicităm cu o serie de cadouri pentru ziua de naștere pe care o astăzi o întâlnești. Pentru tine, uite, avem o serie de cadouri care sperăm să-ți aducă zâmbetul pe față și să știi că sunt multe persoane care te iubește. Să înțeleg că este și a treia persoană care e și noi. O așteptăm sau e o fugire dată? Ești bine pregătită de sărbătoarea de astăzi? Ești bucuroasă că ai ajuns la această aniversare? Mă așteptăm mama să-ți fie să nu mă cred. Cum dorești tu, atunci ziua ta. De ce sunt tot așa puțin? Unii sunt toți prieteni, toți rugeri. Sunt cei mai apropiați alături de tine, da? Cum crezi? Din partea cui vin aceste cadouri? Dar altă idee? Nu prea precis, nu? Poate cineva, nu prea. Nu? Monica? Bună ziua! Vă rog frumos să vă apropiez de omageată, să fiți în cadrul acestui eveniment frumos. Suntem astăzi alături de dumneavoastră ca să vă aducem un pic de bucurie în familia dumneavoastră. Astăzi este ziua fiicei dumneavoastră, minunată Cristina, care împlinește acum 18 ani, corect? 18 sau 18? Dar tu care dorești mai bine? 18 sau 11? 11. Este foarte bine că îți iubești vârsta pe care o ai. Suntem pentru tine pentru a te face cea mai frumoasă și cea mai veselă fetiță de pe lume. Pentru tine avem o serie de cadouri. Acest, să spunem, buchet frumos din toate radurile, ruturile pământului, care sperăm să-ți fie de folos și sănătatea să-ți fie de plin. La mulți ani, Cristina! De asemenea, pentru a sărbători ziua ta de plin, sperăm să fie o zi plină de fericire, plină de soare și dulce. Nu știm cu ce te-a îndulcit persoanele apropiate, dar agentul secret dorește să-ți îndulcească ziua din toată puterea. Așa că pentru tine avem minunat tort cu inscripția numele tău, cu numărul preferat de astăzi pentru tine și cu mulțime de felicitări. La mulți ani! Nu uităm că ești o ființă cea mai blândă și cea mai fierbă, cu plină de putere pe globul pământesc, ești tu ca fetiță, și știm că alături de toate sentimentele tale sunt și florile, un element iubit și ceea ce aduce fericirea. Așa că pentru tine avem o mică surpriză din spate, care îți poate dărui un pic de fericire. De la început am întrebat cum crezi din partea cui este acestui cadou. Ți-am dat un pic de timp ca să te gândești, să te răzgândești și te întreb încă o dată. Cum crezi din partea cui sunt aceste cadouri? Tot de partea de cui. Ești sigură? Pentru că dacă persoana, altă persoană, dacă nu este tătic, o să se supere. Nu prea este. Ok. Dacă ne permiți, am să citesc câteva cuvinte pentru tine. Dragă și scumpa tati, Cristinuța, astăzi vreau să te felicit cu a 11-a aniversare. Această zi te face nu doar mai mare, dar și mai înțeleaptă, independentă și responsabilă. Vreau să-ți urez sănătate, fericire, împlinirea tuturor visurilor, distracție nelimitată și emoții vii. Nu te grăbi să crești, bucur-te de copilăria minunată. La mulți ani fericiți! Tăticul te iubește tare, tare și mi-e foarte dor de tine. Să știi că sentimentul de dragoste față de copii este nemărginit și nu are distanță. Te iubește foarte mult și la mulți ani pentru tine. Felicitări! Pentru a cinsti această zi minunată prin familia ta, avem
Ok, așa îmi pare. Să presupunem că de acum ai acești 18 ani frumoși, 11 tot este o vârstă înălată și ție, tatăl, cum se spune, ți-a permis astăzi să servești de toată plina și să-ți cinstești numele și ziua ta de naștere. La mulți ani, Cristinuța, și felicitări de asemenea familiei tale. Felicitări! Aplauze! Dacă doriți să transmiți un mesaj de mulțumire pentru mult iubitul tătii care sperăm că l-așteptați acasă, pentru această surpriză, pentru cei care împreună cu mama mea au oferit o viață frumoasă. Vă așteptăm cât mai repede acasă și ne este foarte dor. Ne bucurăm foarte mult și sperăm că acest mesaj o să-i aducă lacrimi de bucurie tăticului și sperăm că și voi îl așteptați cu mare, mare dor.